Ce avem noi aici? Avem... Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un nou episod. De această dată o să ne jucăm Euro Truck pe harta României, iar în acest episod o să ne concentrăm pe București. Nu uitați, dacă mai vreți să mai vedeți episoade cu Euro Truck pe harta României, să dați un like la acest clip și să-mi spuneți în comentarii unde vreți să ne ducem în următorul episod pe harta României. Harta României a apărut oficial în Euro Truck, arată cam așa. Nu sunt doar orașele astea care apar acum cu scrise, sunt și orașele mai mici, spre exemplu e și Năvodare aici, sunt și alte orașe mai mici care nu apar, Slatina mai era aici între Craiova și Pitești, sunt multe orașe care nu apar, dar astea sunt cele care apar, uite și Cernavodă scris aici. Vreau să vă arăt în acest episod cam cât de bine a fost făcut Bucureștiul, cât a fost făcut din el pe această hartă. Cât a fost făcut din el, eu zic că a fost făcut bine. Haideți să vedem în acest episod. În momentul de fază suntem la aeroportul Henri Coandă. O să vă pun și câteva imagini la fiecare fază unde mă duc și unde vreau să vă arăt. Deci cam așa arată aeroportul. Acesta este terminalul de plecări. Dacă vreți să ne ducem mai încolo, în rond nu prea există. Aici ar fi trebuit să fie treaba asta. Da, e mai diferit, nu exact la fel, pentru că în mod normal nu ai cum să ajungi acolo și în mod normal s-ar fi văzut așa, știi? Haide să dăm drumul la treabă, să nu mai stăm la discuții. Hai că i-am dat drumul. Era să intru în ăla. Nu o să respect regulile de circulație, o să vreau în principal să ne focusăm pe cât de bine este făcută harta, dar nici nu o să merg pe contrasens sau etc. Dar vedeți, nu sunt foarte atent la dat prioritate, la să mă uit prin părți, mai ales pentru că pe Eurotrack e destul de greu să te uiți în părți. Deci ăsta este DN1, vedeți Brașov în dreapta, exact așa este și în viața reală cu sensul ăsta giratoriu frumos, iar aici este o parcare pentru mașini. Care cred că și... da, nu arată așa. E Park and Fly se numește ce e acolo. Și e o parcare pentru cei care merg la aeroport. Aici este... nu știu ce este în viața reală, sincer. Nu mai știu exact. Ideea e că acum urcăm pe DN1 exact ca în viața reală. Cei care știți drumul ăsta, care sunteți din București sau cei care ați venit în București, pentru că am ales să intrăm așa prin București, pentru că mulți știți DN1. Uite, aici este zona în care aterizează avioanele pe pistă, dar din păcate, uite, pista nu prea este făcută. Aici, teoretic, aterizează avioanele frumos, iar aici, în dreapta, ar trebui să fie și un water park, un hotel. Iar acum vreau să pun pauză. Stați că vreau să pun aici frână, vreau să analizez fiecare detaliu înainte să intrăm. O să vizităm și centura. Aici suntem în Otopeni, da? Știți și voi Otopeni în nordul Bucureștiului. Cam așa arată centrul Otopeniului. Aici în viața reală este un semn cu Otopeni. O să vă pun acum o imagine, sper să găsesc. O să-mi fac viața mai grea cu imaginea asta, dar aia e. Vreau să vă arăt cât de bine este făcută harta în acest episod și să-mi spuneți în comentarii care vreți să fie următorul oraș care o să-l vizităm sau traseu. Nu știu, să spuneți pe cam ce vreți voi să vizităm pe această harta României în detaliu, pentru că am făcut deja vreo două live-uri în care am vizitat în principal cam toată harta. Dacă nu le-ați văzut, o să vă pun un link în descriere, puteți să vă duceți acolo. În ultimul live am vizitat cam totul. Acum o să intrăm în București, în partea de nord, exact așa este și în viața reală. Acolo era o cale ca să intrăm, nu, de fapt nu să intrăm pe centură, pentru că mai nou nu poți să intri pe acolo pe centură. Pe centură, dacă vrem, intrăm aici prin dreapta. Exact așa este cu podul ăsta frumos, iar acolo este un pod mișto în stânga, dar din păcate nu au făcut ca lumea podul ăla, aia e. Cam așa arată intrarea. Intrarea nu are semnul așa, are o intrare mișto pe sus, iar aici este un drum mai lung până să ajungem direct la Băneasa. Dar am ajuns deja la Băneasa și putem observa prima chestie: nu ne lasă să ne ducem în față, pentru că dacă ne-am mai fi dus puțin în față, am fi ajuns deja la aeroportul Băneasa, da, ghișe. Nu putem să ne ducem în față pentru că ghicișe nu au voie camioanele în zona de centru a Bucureștiului, este destul de evident. Deci, din păcate, jocul este făcut pentru camioane și nu ca să vedem noi cât de bine este făcută harta. Așa că era și un semn acolo către centru. Dar aici este Ikea. Băi, chiar scrie Ikea. Da, stai, am băgat eu un mod cu firme europene și etc. Și da, aici chiar e Ikea în viața reală. Și aparent modul ăsta și-a făcut bine treaba și a transformat magazinul ăsta care aici în viața reală este chiar Ikea. Deci în viața reală aici chiar există Ikea. Câți dintre voi ați fost la Ikea ăsta sau câți dintre voi știți de Ikea ăsta, să-mi spuneți în comentarii. Și să-mi spuneți părerea de hartă. Sincer, vreau să vă aud părerea despre hartă. Aici ar trebui să fie și un KFC. A, uite asta. Asta e KFC-ul.
Asta e KFC-ul. Nice, asta este mall băneasa. Uite că încolo se vede că e un mall băneasa. Hai să vă arăt cam cum arată. Cam așa arată, nu este așa în viața reală deloc. Dar e făcut așa, o improvizație, uite. Mașină de tuns iarba cu benzină, 700 de lei. Bine, bine, bine. Gata, acum am ieșit din București. O să intrăm pe centura Bucureștiului, cum intră și șeful ăsta. Haide, șefule, dă-i. Dă-i ușor, ușor. Exact așa se intră și în viața reală. Mamă, nu m-am uitat la remorcă. Aparent am la remorcă, nu sunt obișnuit să merg cu remorcă. Nu sunt obișnuit să merg oricum, că nu am permis. În viața reală am doar 16 ani. Don't judge me în comentarii. Că unii dintre voi mi-au zis că conduc prost, etc. Guys, nu încerc să fac un simulator. Poate trebuie să fac un live în care vă respect regulile perfect. Nu știu, limitele de viteză, nu știu, nu le-aș respecta. Că nici în viața reală unii oameni nu le respecte, știi? Și să respect pe un live care probabil lumea s-ar plictisi dacă aș face asta, nu știu, nu știu. Să-mi spuneți în comentarii dacă vrea să fac un live de genul, sincer. Ideea e că nu am vizitat momentan Bucureștiul, partea mare a Bucureștiului care este făcută în Eurotrack. Asta este partea de nord cu un singur magazin. Am înțeles. Și ăsta a făcut aceeași greșeală care am făcut-o și eu, că schimbăm banda pe pod, că uite, linie continuă și n-aveam voie, dar aparent și asta a făcut același lucru. Mai mult să nu mă las pe mine să depășesc mârlanul ăsta. Mă rog, aici trebuia să fie un pod mișto făcut, dar nu este din păcate așa mișto cum e în viața reală. Nu știu de ce, pentru că puteau să facă, nu? Efectiv au zis, bă, nu contează. Dar nu, eu aș fi apreciat. Exact așa arată și în viața reală după ce cobor pe pod. În dreapta este calea ferată, așa este și în viața reală. În stânga acum este drumul spre Buzău. Uite că scrie Galați, trece și prin Buzău. Dacă vreți să mergem în alte episoade, oricum am mers pe un live, așa că dacă vreți să vă vedeți orașul, cel mai probabil am fost prin el, așa că uite-te la ultimele două live-uri. În primul am mers prin pe drumul spre Constanța și Moldova, iar în al doilea am fost în restul României. Și am intrat prin Bulgaria în primul live. Ok, acum am ajuns deja la autostrada Soarelui. Vedeți, este făcută o scaură foarte mică. Ideea e că ne apropiem de sudul Bucureștiului, unde este făcut super, super mișto, exact în zona unde locuiesc eu, sector 4. Am activat consola pentru că vreau să vă arăt. Hai să vă arăt puțin cum arată situația. Deci, vedeți cum arată, da, aici, cu semnul de la Constanța. E bine, treaba asta exact așa se prezintă și în viața reală. O să vă pun câteva poze pe ecran. Exact așa se prezintă și în viața reală, iar pe aici se intră în București. Și vedeți, nu este făcut pentru că developerii nu și-au dat chiar atât de mult interesul la treburile astea. Ei s-au concentrat în principal pe zonele industriale, pentru că pe aici, pe podul ăsta, intri în București, nu intri în zonele industriale. Iar sudul Bucureștiului, acum unde o să ne ducem noi, acolo sunt multe fabrici și nebunii. Și de-aia au făcut acea zonă. Și mă bucur că au ales sudul pentru că au făcut și metroul. O să vedeți metroul bucureștean. Dacă probabil mulți dintre voi l-ați încercat, că ați fost veniți sau nu în București ca turiști, etc. Ați încercat, cred că, metroul. Spuneți în comentarii. Ole, ole, așa. A, aici avem o... A, frumos. Da, deci asta cred că e Dâmbovița. Și astea ar trebui să fie Splaiul Unirii. Și nu avem voie să mergem pe Splaiul Unirii, din păcate. Din păcate nu avem voie pe Splaiul Unirii, că și pe aici s-ar fi intrat prin București. Dar nu e atât de mic drumul ăsta. Dar mișto că e făcut. Exact așa e și în viața reală. Ăla așa, dar sunt două benzi pe sens, nu era una cum e acolo. Mă rog, păcat că nu putem să intrăm nici pe acolo. Da, sunt multe intrări prin București, dar nu sunt făcute. Sunt făcute doar două. Din păcate. Haideți să intrăm, acum să intrăm pe intrarea dinspre comuna Berceni, șoseaua Berceni. Haideți să vedem. Nu o să pot să prezint așa fiecare oraș din România, vă închipui și voi. De asta am ales București pentru că aici locuiesc eu și aici știu eu cel mai bine. Uite, București acum la dreapta. Iar acum o să începem o grămadă de poze pentru că aici au depus mai multă muncă. Pentru că cam așa arată intrarea. O să vă pun acum o poză de pe Google Maps, toate pozele de pe Google Maps. Și cam așa arată intrarea în Eurotrack. Uite, avem și semnul cu intrare în București. În viața reală nu există un semn de genul acolo, dar mă rog. Da, cam așa arată, uite, sunt și lucrări aici în stânga, putem vedea. Analizați fiecare detaliu, da? Cam așa arată și cu poză și cu tot.
Iar aici avem stația de metrou Berceni, care este stația care... Această stație este și la suprafață, este atunci când metroul este la suprafață, pentru că între Dimitrie Leonida și Berceni metroul este la suprafață. Iar uitați ce avem noi aici. Iete, ce avem noi aici? Avem... Bun, avem metroul bucureștean. Deci e făcut, bă, aici s-au chinuit. E făcut identic. Probabil s-au chinuit pentru că știau că mulți dintre bucureșteni știu cum arată. Bă, l-au făcut identic, uite, și cu steagurile astea frumos, identic. Deci cu scrisul ăsta așa frumos, exact așa arată și în viața reală. Uite, pe aici nu este făcut. Iar pe acolo intră... Ce mă claxonez, mă? Iar pe aici se intră în tunel, iar următoarea stație este Dimitrie Leonida și se continuă cu Apărătorii Patriei, Piața Sudului, Constantin Brâncoveanu și tot așa. Aici avem parcare pe dreapta, care e recent făcută și asta mă miră. Mai mergem puțin, iar în față, dacă am fi luat-o, am fi ajuns în intersecția de la Apărătorii Patriei, după Piața Sudului, dar ghișe, prea multă treabă. Cei de la Eurotrack nu s-au chinuit ei atâta și așa că facem stânga direct pe șoseaua asta, care e o șosea destul de circulată și multe camioane fac stânga aici. O să vă pun o poză cu intersecția asta cum arată, pentru că uitați-vă la intersecția asta cum arată, da? Acum o să vă pun o poză din viața reală. Există un bloc în acest gen, nici nu știam că există în viața reală blocul ăsta așa, pentru că nu prea am fost prin zona asta, dar știam de stația aia și etc. Ideea e că dacă o luăm pe drumul ăsta așa ușor, cam așa arată drumul, frumos, în București, zona de sud a Bucureștiului, la periferie, pentru că nu este făcut deloc centrul Bucureștiului. Iar aici intrăm într-o chestie super mișto. Aici avem niște d-astea, trei d-astea mari, nici nu știam că treburile astea există acolo. O să le caut, poate le găsesc poză să vi le pun pe ecran. Iar dacă mai mergem puțin, am ajuns la sensul ăsta giratoriu. Iar acum o să vă pun câteva poze, pentru că treaba asta chiar există. Încolo este IMGB-ul, o piață. Oh shit. Așa. Iar aici avem o șosea. Vedeți sensul ăsta giratoriu? Aici avem o șosea care duce spre centrul Bucureștiului, spre Piața Sudului, dacă e în continuare. Din păcate este făcută, trebuie să fie cu două benzi, mă rog, nu prea s-au chinuit. Acolo avem turnul de la CET Progresul, nu arată chiar așa în piața reală, dar măcar l-au făcut. Aici avem Carrefour, ia uite Carrefour cum scrie. În viața reală aici de fapt nu este Carrefour, sau este? Nu, nu, din câte știu eu nu este Carrefour. Este, aici pe stânga este Metro. Iar acolo în capăt este Ocean, iar pe stânga Jumbo. Facem și reclamă, why not? Deci, cam așa arată zona industrială din sud, guys, ok? Cam așa arată. Uitați și niște poze din centrul ăsta care vi l-am arătat. Eu zic că arată foarte asemănător. Și bă, s-au chinuit, na, la treburile astea, măcar la astea s-au chinuit și ei. Am observat că cei de la Eurotrack nu prea s-au chinuit așa de mult să facă orașele, unele orașe, dar unele s-au chinuit din România. Adică, spre exemplu, Reșița le-a ieșit foarte bine, am fost primit pe live cu cât de bine arată Reșița. Uite cum arată, frate, sudul Bucureștiului. Deci cam așa arată sudul Bucureștiului cu țevile astea comuniste, cu etc. Nu știu, unele orașe le-au făcut foarte bine. Spre exemplu, Reșița, Timișoara, Cluj le-au făcut bine, a făcut Branu, castelul Bran l-au făcut super mișto, Bran în sine l-au făcut super mișto. Chestiile astea mai importante, nu știu, nu neapărat mai importante, că sunt unele chestii importante care n-au fost făcute. Uite, Transfăgărășanu, din păcate, n-a fost făcut, pentru că Transfăgărășanu nu ai voie cu camioanele acolo și na, nu l-au făcut, pentru că e Eurotrack. Aia e. Aici îi facem. Aici în stânga, dacă am fi luat-o, am fi putut intra în București frumos, pe dedesubt, pe aici. Este intrarea de la Jilava, cu închisoarea Jilava, cred că, da, e Jilava. Și pe aici am fi putut să luăm spre Giurgiu. Hai să ne continuăm drumul pe aici. Îmi place că, uite, pe aici, da, drumul este de o bandă, iar acolo prin nord ați văzut că așa este și în viața reală. Un segment, mare parte din segment, din nord este
de două benzi, iar în sud centura are o singură bandă și arată cam așa. Ok, am ajuns deja la autostrada A1, unde pe A1 putem să urcăm dacă vrem să ne ducem spre Pitești. Ia uite, Pitești Nădlac. Avem și cam așa arată intrarea. Hai să vă arăt puțin intrarea. În următorul episod poate o să ne ducem pe autostrada asta să vă arăt mai multe detalii. Vedeți, Pitești, semnul de la Pitești, care de fapt e la începutul podului ăsta. Uite podul ăsta care intră din București frumos, așa, da. Na. Aici este centrul comercial, pentru că și aici sunt multe magazine. Exact ca în viața reală. Exact ca în viața reală. Foarte mișto făcut, foarte mișto făcut. Cât au făcut din hartă, au făcut-o mișto. Doar la unele faze au fost leneși. La podul ăla din nord au fost leneși, de lângă Otopeni. Au fost leneși și au crezut că nu e important, dar ar fi fost mișto să-l facă, pentru că ar fi dat mai bine. Ar fi arătat mai bine. Ia uite CFR-ul. CFR Marfă. Chiar. Cred că dacă... Da, cred că aș putea să mă opresc să-l văd dacă chiar scrie CFR Marfă pe el. Aș fi fost mișto. Aici avem sensurile astea giratorii cu cu centura de două benzi. Pentru că în zona asta deja a început iară centura de două benzi. Și în curând ajungem din nou la Otopeni. Uite, vedem deja semnele alea de acolo, pancardele alea cu reclame. Și am ajuns de unde am plecat, guys. Cam așa se prezintă Bucureștiul în Eurotrack. Eu sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați, dacă mai vreți să mai vedeți alte episoade, să dați pe butonul de like și dacă sunteți noi să vă abonați și să apăsați clopoțel. Eu am fost Andrei și până la următoare v-am salutat. Bye, bye!